Și cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns și la schitul lacu. Știți cu toții că este al nostru, al românilor. Ia uitați-vă, aici a plouat, sunt nori joși, chiar acoperă vârful munților și mai sus de tot așa e chiar vârful Aton. Aici jos se vede chilia părintelui Ștefan. Uitați-vă cât s-a ostenit părintele ăsta, ce frumusețe este aici. Da, cea acoperită cu piatră din dreapta pentru pelerini. Ba și în partea asta. Uitați-vă ce frumos. Și dânsii, priviți-i cum merg pe drumul ăsta, cam pietros, cam abrupt și periculos pentru că a plouat. Aici este chilia unui alt părinte. Și acum înțelegeți dumneavoastră că acum e cu schitul lacul. E format din chiliile mai multor părinți. Ne îndreptăm pe poteca asta spre chilia părintelui Nicanor. Ia uitați. Uitați. E frumos după ploaie, aerul este oxigenat. Uitați conductele cu apă, cum merg pe aici, prin Sfântul Munte. Ia uitați-vă, conductele vin de la izvor și le aduc apă proaspătă, apă de izvor. Vai, ce frumos! Vai, ce minunat! Hai, uitați-vă puțin să vedeți cum mergem pe aici. Grijă mare unde puneți piciorul. Ia uite. Ia priviți. Pe unde umblăm noi? Prin Sfântul Munte. Ușor! Hei! A căzut. Ia vezi. Unde căzut? Ha? Te-ai lovit? Eu mă sperie când dispăruși. Căzuși, dar nu te mai vedea și mă credi acolo. O eu și... căzi pe aceea printre. O, de-aia vă spuneam că trebuie să avem grijă unde punem piciorul. Mai ales după ploaie. A, uitați, dragii mei. Cuvioase. Hei, grijă, vino cu Daniel. Așa. Și încă un pelerin care vine către dumneavoastră. Așa. Hei, Dumnezeu și Maica Domnului să vă binecuvinteze pe toți. Doamne ajută, Părinte. Pelerinajul ăsta se numește clipe de mare bucurie, de mare binecuvântare. Amin. Și mulțumim sponsorul nostru principal, Ștefan Chirciu, de la Chiufort. Doamne ajută. Care ne-a să trăiască, care ne-a sponsorizat. Îi dea Dumnezeu sănătate și un copil foarte sănătos. Și foarte credincios, că de frumos, sigur că e frumos. Dar am telefonul că cați cu el și nu am cu ce să filmez. Hai! Bravo! Ia uite-l! Daniel! Avem jurist cu noi, avem preot, avem tot aici, ghid. Așa. Și dragii mei, ca să vedeți dumneavoastră cam cum ne bucurăm sau dacă vreți ne nevoim. Auzi ce frumusețe! Ce frumusețe! Sure.